Anul acesta, la 15 august, se împlinesc 150 de ani de la manifestarea dedicată definirii identității românești în istorie, Serbarea de la Putna. Genericul, sub care sunt organizate manifestările dedicate aniversării primei serbări ale românilor de pretutindeni și de la primul congres al studenților români de pretutindeni, este intitulat Serbarea de la Putna 150, continuitatea unui ideal, care a avut loc la Mănăstirea Putna în 15-16 august 1871. În cadrul evenimentelor organizate cu acest prilej, Muzeul Național al Bucovinei marchează importanța momentului istoric de la Putna, prin proiectul de educație muzeală 150 de ani de istorie, Serbarea de la Putna și noile generații. Activitățile proiectului își propun să aducă în atenția publicului momente mai puțin cunoscute ale acestui măreț moment istoric cu o încărcătură patriotică deosebită. După o suită de prezentări și imagini oferite de istorici despre Serbarea de la Putna, publicate pe paginile de socializare al Muzeului de Istorie Muzeului Național al Bucovinei, lansează tinerilor generații câteva provocări, compuneri, întrebări, desene legate de tematica acestui eveniment. Astfel, proiectul de educație muzeală este împărțit pe trei secțiuni. Prima secțiune de compuneri trăiește emoția primei serbări a românilor de pretutindeni, propune un exercițiu de imaginație, o întoarcere în timp ca martor la prima serbare a românilor de pretutindeni ce a avut loc la Putna, acum 150 de ani, de hramul mănăstirii. Astfel, doritorii vor redacta o compunere care va cuprinde 150 sau 300 de cuvinte care să relateze emoția trăită în cadrul acestui exercițiu de imaginație. O altă secțiune cuprinde un quiz istoric în care publicul care participă online este provocat să răspundă unei serii de întrebări legate de acest eveniment istoric. O altă secțiune de desen grafică sau pictură, intitulat 150 de ani de la Serbarea de la Putna, istoria desenată, invită participanții să redea în desen momentele evenimentului din vara anului 1871, așa cum își imaginează ei că s-a petrecut, ce i-a impresionat cel mai mult, având la bază informațiile prezentate. Toate lucrările realizate și transmise către muzeu, care respectă cerințele, vor fi postate pe pagina de socializare a Muzeului de Istorie Suceava, iar participanții vor fi răsplătiți cu o vizită gratuită la Muzeul de Istorie din Suceava.